Cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei, senatorul PSD Mehedinți a fost alături de membrii și simpatizanții socialdemocrați în municipiul Orșova pentru a discuta cu locuitorii orașului despre ceea ce își doresc aceștia de la Europa și despre Programul Național de Redresare și Reziliență. Profităm de ziua asta frumoasă, care este ziua de 9 mai, este ziua Europei. Și vrem să informăm cetățenii că este ziua Europei, să ne reafirmăm atașamentul față de valorile europene și în egală măsură, dacă doriți să împărtășiți un gând al dumneavoastră, ce așteptați de la Europa, ce speranțe aveți din punctul de vedere, dacă scrieți două cuvinte pe acest panou. Programul Național de Redresare și Reziliență este în acest moment cel mai controversat subiect. Acest program poate fi motorul de relansare economică de care România are nevoie și poate veni în sprijinul cetățenilor pentru a depăși mai ușor această perioadă neagră în care se află omenirea. Senatorul PSD Mehedinț, Liviu Mazilu, a transmis un mesaj ferm prin care invită partidele la consens politic, pentru că binele României este mai presus de orice interes sau orgoliu politic. 9 mai, ziua Europei, ne prilejește ocazia de a veni în mijlocul cetățenilor, având în principiu două scopuri. Este o acțiune la nivel național al Partidului Social Democrat. În primul rând vrem să interacționăm cu cetățenii, să le reamintim că cât de importantă este această zi pentru Europa, să reafirmăm apartenența europeană a poporului român, evident indubitabilă, și atașamentul nostru al social-democraților față de valorile europene. În același timp, sigur că vrem să afirmăm că la 14 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, ca stat membru, ne asumăm toate responsabilitățile și toate datoriile ce ne revin din această calitate și de asemenea dorim și insistăm să fim tratați egal, să fim tratați fără discriminare, iar cetățenii români să se bucure de toate drepturile, libertățile și facilitățile de obținere a banilor europeni, de care se bucură și celelalte popoare din Europa. Toți în Europa suntem frați, așa cum frumos a scris cineva pe un panou, și insist foarte mult în acest sens. De asemenea, sunt foarte bucuros să constat că cetățenii sunt interesați, ne scriu gândurile lor și așteaptă foarte multe de la Europa. Paleta este foarte diversificată, dar cei mai mulți așteaptă măsuri economice pe care acest guvern incompetent nu știe cum să le pună în practică și iată că suntem în pragul de a rata o oportunitate importantă prin care să aducem bani europeni în România. Mă refer la acest mult discutat Plan Național de Redresare și Reziliență, care are scopul de a aduce economiile statelor membre acolo unde erau înainte de criza sanitară și criza economică. Iată că ezitările acestui guvern incapabil ne fac să pierdem bani europeni, ceea ce este regretabil. Sunt bucuros totuși să constat că oamenii au înțeles acest lucru, așteptările lor sunt mari și sperăm ca viitorul nostru al tuturor în Europa să fie unul bun și cu beneficii pentru cetățenii României. Oamenii își doresc ca politicienii și cei care conduc țara să lupte mai mult pentru a le reprezenta interesele la nivel european. Din păcate, această guvernare nu face acest lucru, Programul Național de Redresare și Reziliență fiind doar un praf în ochi, iar șansele ca cetățenii să beneficieze de banii europeni sunt din ce în ce mai mici, având în vedere ultimele întâmplări. Ce părere aveți despre această inițiativă a Partidului Social Democrat? Da, e bună. Eu tot timpul am votat cu Partidul Social Democrat. Să fie bine să se deschidă locuri de muncă în țară pentru copii, să poată să se întoarcă acasă la părinți, că sunt bolnavi și bătrâni și nepoții suferă, că sunt departe de părinții lor, cam atât. Și sănătate. Altceva nu ne putem dori. Asta e singura dorință, să avem copii lângă noi, măcar să știm că sunt în țară, să putem să-i vizităm. Nu să-i vedem o dată la un an, la doi sau la patru. În general, toți pensionarii, să avem și noi niște facilități, să ni se mărească pensiile, să nu ne mai mintă actualul guvern în tot felul de azi pe mâine că ne dă ceva și nu primim nimic, să fim sănătoși, să nu ne dorească zile puține, cum zic ei, că și noi am muncit la viața noastră. Dar despre această inițiativă a Partidului Social Democrat, ce părere aveți? Foarte bună! Foarte bună și sperăm să revină PSD-ul la putere,
fiindcă a fost singurul partid care a ținut cu țăranul, cu omul de rând și totuși a dat ceva la pensionar. Să se facă curățenie mai des, locuri de muncă vrem pentru tineret, că nu avem locuri de muncă decât la privat, să mai facă unele locuri de muncă. Despre această inițiativă a Partidului Social Democrat, ce părere aveți? Partidul e foarte bună, că cu PSD-ul am fost de la început. Și ce ne puteți spune despre această inițiativă a Partidului Social Democrat? Este o inițiativă frumoasă în această zi în care sărbătorim Ziua Europei. Și cel mai frumos gând transmis de Ludwig van Beethoven în piesa Oda Bucuriei este înfrățirea popoarelor. Spune la un moment dat, toți pe lume frați noi suntem și aș vrea să fim frați. România are nevoie mai mult ca niciodată de lideri patrioți care să le reprezinte interesele în Europa. Cu toții ne mândrim de apartenența europeană, cu toții ne mândrim de faptul că facem parte din această frumoasă familie, dar în același timp ne dorim ca liderii noștri să fie fermi pe poziții atunci când este vorba de interesul național și să încercăm să atragem fiecare eurocent pus la dispoziție pentru ca România să se dezvolte, iar românii să aibă un trai de viață mai bun.